Haideți, dragilor, să începem așa încet, încet. Noi suntem o asociație care avem ca scop să atingem generația aceasta tânără cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem că există un Dumnezeu absolut care a creat tot ceea ce vedem noi frumos. Nimic nu-i la întâmplare, credem noi, da, vedeți copacii ăștia frumoși, castanii din parcul acesta central. Noi credem că castanii ăștia sunt creația lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a gândit. Și de aceea vrem să spunem că Dumnezeu este un Dumnezeu care se implică, are planuri pentru fiecare dintre noi și vrea să ne spună că ne iubește incredibil de mult. Și dacă ai venit în seara aceasta să te plimbi prin parc sau poate ești acolo pe hamac undeva tolănit așa și încerc să te relaxezi, doar deschideți urechile și inima și lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. El îți va vorbi așa astăzi prin muzică, El îți va vorbi astăzi prin povești, prin mărturii, cum oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu și îți va vorbi direct din Sfânta Scriptură, cea mai tare carte din universul acesta. O să începem în câteva momente. Haideți, băieți, vreau să vă prezint pe băieții de la Umăr la Umăr. Haideți să-i aplaudăm. Sunt niște băieți faini. Ai nevoie de stativul ăsta? Nu, ăsta o să-l folosesc eu. Bun. Să știți că băieții ăștia sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Sunt niște băieți care s-au întâlnit personal cu Iisus. Iisus le-a schimbat viața, a iertat de păcate. Și acum ei sunt misionari. Da, ei o vin tocmai din Baia Mare. Așa că de aici, băieți, preluați voi, bine? Hai, încă un rând de aplauze să le dăm curaj. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta și îți mulțumim că suntem aici în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi fiecare persoană prezentă aici și cei care o să vină. Și, Doamne, cerem ca binecuvântarea Ta să umple viețile noastre pe deplin. Dragilor, o să cântăm cântece care nu neapărat o să le știți, dar haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să prindă viață în inimile noastre. Amin. La porunca ta, lanțul sunt rupte, lanțuri sunt rupte. La cuvântul tău, Iisus, vindeci în frunte, Tu vindeci în frunte. La porunca ta, lanțuri sunt rupte, lanțuri sunt rupte. Cuvântul tău, Iisus, vindeci din frunte, Tu vindeci din frunte. Nu te las, nu te las, nu te las, nu te las, îți vreau să mă binecuvântez, îți vreau să mă binecuvântez. Nu te las, nu te las, nu te las, nu te las, îți vreau să mă binecuvântez, îți vreau să mă binecuvântez, yeah, 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 furtuna s-a liniștit, furtuna s-a liniștit. La cuvântul tău, Iisus, pentru pe mare a pășit, pentru pe mare a pășit. La porunca ta, furtuna s-a liniștit, furtuna s-a liniștit. La chemare tău, Iisus, Petru pe mare a pășit, Petru pe mare a pășit. Yeah, yeah. Nu te las, nu te las,
Nu te las, nu te las. Îți vreau să mă binecuvântez. Îți vreau să mă binecuvântez. Nu te las, nu te las. Nu, nu. Nu te las, nu te las. Îți vreau să mă binecuvântez. Îți vreau să mă binecuvântez, yeah. Tată, nu mai pot suporta păcatul din viața mea. Te rog, schimbă viața mea după chipul și asemănarea ta. Vreau să iubesc cum tu ai iubit. Vreau să vorbesc cum tu ai vorbit. Vreau să privesc cum tu ai privit. Iisuse, Iisuse, vreau să răbd cum tu ai răbdat. Vreau să iert cum tu ai iertat. Vreau să mă rog să nu renunț cum tu ai luptat. Iisuse, 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 yeah. Dedicat în tot ceea ce faci și inspirat de tot ce ai creat. Nervosit și mult pasionat, când chipul tău perfect mi-a imprimat. Cu mâna ta modelai trupul meu, îmi puneai un chip frumos de Dumnezeu. Te străduiai și mugeai din greu să fiu perfect și să atingi scopul tău. Un rezultat bun de la mine așteptai și munca ta se va împlini, sperai. Te-am dezamăgit, am ungit numele tău și-am dat cu noroi în chipul tău. Străduiește-mă, cioplește-mă, în forma perfectă lăsruiește-mă. Modelează-mă, Doamne, după tiparul tău și îndreaptă-mă, Tată, pentru cerul tău. Vreau să vorbesc cum tu ai vorbit. Vreau să privesc cum tu ai privit. Iisuse, Iisuse, vreau să rog cum tu ai rădat. Vreau să iert cum tu ai iertat. Vreau să mă rog să nu renunț cum tu ai luat. Iisuse, I
poate că este despre a te simți bine în prezența lui Hristos. Poate că este ceva nou, dar hai să vedem. Dragostea ta nemărginită, prin lovită, dar neclintită, cu dragostea ta. Iisuse, tu mi-ai cucerit inima, privirea ta necontenită, infinită, nemărginită, dar privirea ta. Am inima deschisă să-ți pot cânta, cât de bine mă simt. Când mă strângi în brațe, cât de bine mă simt. Duhul tău mă umple, cât de bine mă simt. Pot atinge orice culme. Când vii spre mine, ești aproprișor de ființa mea. Am deschis pe totul, eu și în fie tisără inima. Oricum de ce ar fi și iarăși dar fi averea. Nu pot să mă încălzești oricum suflarea ta. Vreau pe lângă mine să mă cuprins pe lângă tu. Și suflet lângă suflet din tine să mă umflu cu dragostea ta nemărginită, în plin lovită, dar neclintită, cu dragostea ta. Iisuse, tu mi-ai concedit inimă, privirea ta necontenită, infinită, nemărginită, dar privirea ta. Inima deschisă să-ți pot cânta, cât de bine mă simt. 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 Orice culme. Când de mine mă simt, când îmi ești aproape, când de mine mă simt, când mă strâng în brațe, când de mine mă simt. Duhul tău, cât de bine mă simt, pot atinge orice culme. Bună seara, dragilor! Bine v-am găsit! Am venit de la Baia Mare, special pe cea mai călduroasă zi din anul acesta, nu? Așa s-a anunțat, nu? Dar nu-i problema, a venit umbra, totul este bine. I-am zis la Alex, te rog să nu fie soare când cântăm, că nu va fi ok. Și uite că a venit umbra, el a știut deja cum o să fie. În seara asta vreau să împărtășesc cu dumneavoastră ceva, o mică povestioară despre care are legătură și cu următorul cântec care o să-l cântăm. În urmă cu câțiva ani, căsătorit fiind cu soția mea, Crina, care avem împreună doi copilași minunați în momentul de față, două fetițe, Zoe și Irina, când a rămas prima oară însărcinată, totul era perfect, totul decurgea incredibil de frumos, chiar ne rugam în fiecare dimineață pentru bebeluși în pântece acolo, da? Totul era foarte fain. Până când am mers la un al doilea control, efectiv ne-am dus la medic, era chiar de Paște, acum câțiva ani, da? Și
A intrat la control crina și când iese de acolo, a ieșit toată plângând. Ce s-a întâmplat? Deci totul s-a năruit în momentul ăla pentru noi, că am aflat că bebelușul este mort în pântecele ei. Și a fost foarte dureros. Am început să plângem amândoi. Nu înțelegeam cu ce am greșit, Doamne, ce am făcut. Primul gând care îți vine este ce am făcut, ce am greșit. Deci se întâmplă lucrul ăsta nou. Nu e ok. Era chiar atunci de Paști, medicii nu erau așa de disponibili. Am mers în altă parte să facem ceva teste mai îndetaliate și când să aflăm că sarcină care s-a oprit în evoluție, ok, am înțeles și doctorul ne-a explicat și ne-a zis așa. Ne-a zis, uitați, voi nu ați greșit cu nimic, doar că trebuie să aflăm care a fost cauza acestui lucru. Nu putem acum, trebuie să stați un weekend întreg, adică vineri, sâmbătă și duminică, să așteptați, așa cu bebele acolo, oprit din viață, și să veniți tocmai luni pentru un alt control mai amănunțit și eventual să-l dăm afară copilul. Ne-am dus acasă, vă dați seama, bebele mort în brutică, trebuia să așteptăm 3 zile. Și țin minte că m-am pus așa pe genunchi și am zis, Doamne, nu știu ce vrei să învăț din chestia asta, dar știu un lucru, că Tu în toate situațiile, atâta timp cât noi stăm aproape de Tine, Tu ai un plan mai bun pentru noi. Nu știu. Doamne, nu vreau să mă pronunț în situația asta, pentru că mă simt poate rănit, poate mă simt dezamăgit, poate că aveam deja niște planuri, dar, Doamne, las totul în mâna Ta. Doamne, Te rog, dacă ai ceva de modelat în viața mea, acum, Te rog, fă-o. Doamne, Te rog, acum, fă-o. Acum, schimbă-mă, fă-mă să fiu un om mai după placul Tău, mai după voia Ta. Doamne, Te rog, învață-mă ce vrei să mă înveți, dar fă-o mai repede, am zis. Fă-o mai repede, că e foarte dureros procesul ăsta. Și a trecut acele 3 zile, țin minte că ne-am uitat la film, am stat, am spart semințe, ca 2 îndrăgostiți, da? Și a venit luni, am mers la spital, ne-am dus, s-a rezolvat situația și am aflat ulterior. Apoi ne-a zis doctorul și ne-a explicat foarte clar și ne-a zis, măi, nu știu cum să vă explic, dar poate că Dumnezeu, exact așa a zis, poate că Dumnezeu putea să facă copilul ăsta să fie totul perfect, dar Dumnezeu pe voi va, cumva, faptul că s-a oprit acum este mai bine, zice, pentru că 100% șanse copilul ăsta se năștea cu malformații, se năștea cu probleme, nu era ok ceva la el. Deci nu a fost ceva ok. Și atunci am zis, Doamne, dacă așa a fost să se întâmple, ok, facă-se voia Ta, ci vrem să ne bucurăm de ceea ce ai Tu pentru noi mai departe. Și Dumnezeu ne-a dorit 2 fetițe perfect sănătoase, suntem o familie extraordinară și vreau să spun, dacă ai probleme cu care te confrunți și foarte ușor poți da vina pe Dumnezeu. Deci eu am fost la limită, am fost acolo în care să zic, Doamne, de ce ai îngăduit asta în viața mea? Doamne, de ce ai îngăduit asta în familia mea? Dar Tu nu știi, de fapt, de ce anume te ferește Dumnezeu. Nu știi, de fapt, binecuvântare din spatele poveștii, cu adevărat. Și noi am înțeles-o și am luat-o ca din mâna lui Dumnezeu și am zis, Doamne, îți mulțumim că ești cu noi. Că voi trece prin vale, că va fi mai ușor, că va fi mai greu în viața asta, Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cu noi. Și am ales să stăm lângă Dumnezeu și vreau să cântăm un cântec care l-am scris în perioada aia. Este vorba despre olarul care el modelează lutul și îl modelează vasul după bunul plac al lui. Așa că creat de mâna Ta,
ascultat, mi-ai suflat din suflarea ta. M-ai ascultat, mi-ai suflat din suflarea ta. Tu m-ai spus din adânc, tu ai găsit un simplu lut cu maestrie, mă frămânți. Vrei să mă faci al tău asfânt. Tu ești dolarul, iar absolutul. În mâna ta, cu maestrie, dai frumusețe, dai frumusețea ta. Tu ești dolarul, iar absolutul. În mâna ta, cu maestrie, dai frumusețe, dai frumusețea ta. Învață-mă tainele tine, om sfânt, mă să-mi asemănăm în tot ce sunt. Eu singur știi că nu mă pot schimba, dar tu mă modelezi prin mila ta. Tu mă modelezi prin mila ta. Tu m-ai scos din adânc, tu ai găsit un simplu lut cu măiestrie, mă frămânți. Să mă faci al tău asfânt. Tu ești solarul, iar solutul. În mâna ta, cu maestrie, dai frumusețe, dai frumusețea ta. Tu ești dolarul, iar absolutul. În mâna ta, cu maestrie, dai frumusețe, dai frumusețea ta. El este olarul, iar noi suntem lutul. Și următorul cânt de care o să-l cântăm are de a face cu ideea că, Doamne, tot ce am nevoie ești Tu. Și în seara asta vreau să ne gândim foarte bine cât avem noi nevoie de Hristos în viața noastră. Doamne, ești Tu.
glasul tău. Singur mă trec, fiori când tu ești aproape, ești aproape. Singur mă trec, fiori când tu ești aproape, ești aproape. Aproape, tot ce am nevoie, Doamne, ești tu. Bucuria mea, Doamne, ești tu. Tot ce este în mine, te împotriva lui.
Eu genunchii se pleacă în fața lui. Nimeni nu-i ca împăratul, împăratul slavei. Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Cine e acest împărat? Împărat al slavei. Acest împărat, cine e acest împărat, cine e acest împărat, împărat al slavei. El este Domnul care și puternic triumfător. El este lui, gata să lupte pentru a face voia lui.
azi dărâmăm. Dragilor, vă mulțumim. Haideți să mai aplaudăm o dată. Ei sunt umăr la umăr. O să mai cânte, o să mai aibă, după ce am eu un mesaj, așa că nu plecați. În seara aceasta am pregătit și un mesaj pentru voi din cea mai tare carte din universul ăsta. Hai să vedem cine știe. Biblia, fraților. Cea mai tare carte nu-i Jack London sau Mircea Eliade sau, nu știu, dacă vreți, Liviu Rebreanu, deși ei au scris foarte bine. Dar cea mai tare carte din universul ăsta este o carte inspirată de Dumnezeu însuși. Așa că vreau să-ți vorbesc astăzi, omule care ești pe aici prin parcul ăsta și ai ieșit să te plimbi și ai ieșit să petreci timpul cu familia. Eu nu o să te deranjez pentru că mesajele n-ar trebui să te deranjeze dacă o să te raportezi rațional la mesajul meu. Apropo de asta, vreau să vă spun că generațiile care vin după noi o să fie niște generații tot mai fragile. De ce? Nu o să suporte discursul public și libertatea de discurs, așa că eu astăzi o să vă expun la ceea ce se numește raționalitate și voi va trebui să vă raportați rațional la mesajul meu. Nu vreau să deranjeze pe nimeni mesajul acesta, este un mesaj de dragoste din partea lui Dumnezeu. Pentru că orice mesaj din Sfânta Scriptură ar trebui să fie o veste bună pentru fiecare dintre voi. Vreau să vă citesc ceea ce spunea Iisus. Eu cred că Iisus era cel mai mare om. El este și om și Dumnezeu, nu putem să înțelegem într-un mod absolut lucrul ăsta, cum El este și om și Dumnezeu în același timp. Dar eu cred că Iisus a fost cel mai mare om pentru că, deși n-a scris niciodată o carte, Biblia, care e formată din 66 de cărți, toate vorbesc despre El. El n-a făcut vreo facultate de medicină cum noi, în Cluj avem una dintre cele mai bune facultăți din țară, dar totuși a vindecat foarte mulți oameni. El n-a fost un psihoterapeut așa cum sunt eu, dar totuși a vindecat anumiți oameni de tulburări mentale. De aceea cred eu că el este cel mai mare, pentru că a deschis cerul pentru fiecare dintre noi, spune
Biblia. El este primul înviat din morți și Biblia spune că cine crede în El are viață veșnică. Și vreau să-ți spun de ce cred eu că ești privilegiat prin cuvintele pe care le-a spus Iisus în Matei 11 cu 12, zicea Iisus următoarele cuvinte. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum în prezent, auziți, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Repet cuvântul, năvală. Și cei care dau năvală pun mâna pe ea. De două ori folosește Iisus cuvântul năvală. Nu știu dacă ați văzut la știri, există acum un festival, cred că la Constanța, un festival făcut de un tânăr, nu-i dau nume la festivalul ăsta, că nu știu dacă îmi place neapărat, și tinerii stăteau acolo după niște garduri, așteptând să dea năvală la un festival spre pierzarea multora dintre ei. După dumneavoastră știți că în luna august o să fie un festival fix aici în locul ăsta și oamenii vor da năvală să intre în festivalul ăsta. Din păcate, cred eu că din punct de vedere spiritual nu o să facă foarte mult bine generația acestea, dar ce vreau să vă zic de aici este că Iisus Hristos vrea să înțelegem că năvala asta despre care spune El că ar vrea de la noi să intrăm cu năvală în împărăția Lui este pentru că cu siguranță este un privilegiu. Eu cred că este un privilegiu și de aceea cu toți ar trebui să ne grăbim să intrăm în împărăția Lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că cred de acum cu certitudine că noi toți de aici suntem creația Lui Dumnezeu, credeți? Mâna sus, credeți că suntem creația lui Dumnezeu? Bun. Dar vreau să vă spun că eu cred că nu toți suntem copiii lui Dumnezeu conform Sfintelor Scripturi. Biblia spune foarte clar că noi toți am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui, dar copiii lui Dumnezeu sunt cei care se fac copiii lui Dumnezeu. Spune în evanghelistul Ioan, unul dintre cei mai blânzi evangheliști care tot timpul îi plăcea să stea lângă Iisus, era mai tânăr decât ceilalți apostoli. El spune la un moment dat la bătrânețe că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume. Dar lumea nu L-a primit. A venit la ai săi, dar ai săi nu L-au primit. Și auziți, dar zice, tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din voia vreunui om, născuți nu din voia firilor, născuți nu pe cale maternă, ci născuți direct din Dumnezeu. Și de aici vreau să vă spun eu că cred eu că vom fi privilegiați pentru că, în primul rând, suntem născuți din Dumnezeu. Și există o tehnică la japonezi, se numește tehnica kintsugi. Mă scuzați că e cuvânt japonez. Tehnica kintsugi e o tehnică care a apărut în secolul al XV-lea. Un șogun japonez, să vă spun cum a apărut tehnica asta, kintsugi, un șogun japonez, într-o zi bea ceaiul de la ora 5, probabil că îl beau britanicii, bea ceaiul de la ora 5 într-o ceașcă din aceasta chinezească. Știți că japonezii cu chinezii nu prea sunt ghitei. Și el bea ceaiul în ceașca lui chinezească și într-o zi și-a scăpat-o și și-a făcut-o bucățele. Și ce s-o gândit, mă, șogunul ăsta japonez? S-o zis, o trimit în China la cei mai buni meșteșugari ca să mi-o trimită înapoi lipită și să arate ca nouă. A trimis-o în China, chinezii ce au făcut? Chinezii au încercat să o lege cu agrafe. Ca o marfă chinezească. Și a trimis-o cu agrafe înapoi la japonezul ăsta și japonezul s-a supărat foarte tare. Și știți ce a făcut japonezul ăsta? A căutat cei mai buni meșteșugari din Japonia și s-au găsit. Și așa a apărut tehnica asta kintsugi. Știți care a fost tehnica? Au luat fiecare bucățică din ceașca aceea spartă, le-a unit și în spațiul acela gol au turnat aur topit. Și ascultați-mă. Veți căuta pe internet tehnica kintsugi, veți vedea că sunt cele mai frumoase vase și sunt mult mai valoroase. Ceașca aceea a devenit mult mai valoroasă decât era inițială. Exact așa face Dumnezeu și cu noi. Noi ne naștem cu toți pe lumea aceasta și suntem creația lui Dumnezeu, dar Biblia spune că fără Dumnezeu suntem nimic. Și când ne întoarcem la Dumnezeu prin singura cale care este Iisus Hristos, cum spunea El, eu sunt calea, adevărul și viața, Dumnezeu ne ia în mâna Lui și din cioburile acelea care suntem noi, datorate păcatului, Biblia spune că păcatul ne sfarmă, păcatul ne desparte de Dumnezeu și ne face bucățele, dar vine Dumnezeu Tatăl prin Iisus Hristos și exact ca vasul acela toarnă aurul acela ca să dea un vas de cinste. Și în seara aceasta, care ești în parcul acesta și asculți mesajul ăsta, vreau să spun patru lucruri, patru privilegii pe care le ai tu dacă îl accepți pe Iisus Hristos ca mântuitor, ca salvator pentru sufletul tău,
ca să te facă un vas de cinste. Și primul privilegiu pe care îl văd aici este că vei umbla de astăzi prin credință, nu prin dovezi. Repet, prin credință, nu prin dovezi. De vedeți, dumneavoastră, dovezile sunt fundamentul empirismului științific care este bun, dar este insuficient pentru a experimenta pe Dumnezeu. Eu sunt psihoterapeut. Soția mea are un doctorat, sora mea are un doctorat în știința mediului. Toată ziua face numai experimente. Dar nici eu, nici sora mea nu l-am descoperit pe Dumnezeu prin empirismul științific, pentru că El este frumos. Înțeleptul Solomon, în cea mai frumoasă carte din Biblie, spunea să iubim știința, căci Dumnezeu este un om de știință care a creat toate lucrurile prin gândirea Lui inginerească. Dar este insuficientă ca să pot să le experimentez pe marele Dumnezeu. Spunea Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 5:7 că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Câți dintre voi ați auzit de George Mueller, un britanic, un teolog britanic? În secolul al XIX-lea, George Mueller se plimba prin Marea Britanie, prin marile orașe din Marea Britanie, și în secolul XIX era o sărăcie incredibil de mare în Anglia. Se vedeau deseori copii care mor și părinții își abandonau copiii și copiii erau pe stradă abandonați, mureau de foame. Și George Mueller a simțit o chemare puternică în interiorul lui de a ajuta copiii și știți ce și-a propus? Și-a propus să ajute copiii aceștia care erau abandonați de părinți și care murau de foame să nu se bazeze pe sprijin financiar tradițional, prin donații și prin colecte. A vrut să ajute toți copiii aceștia, dar a spus: eu nu vreau să mă bazez pe ceva ce văd. Eu nu vreau să fac nicio colectă, niciun anunț ca să mă ajute cineva financiar, ci eu mă voi baza complet pe Dumnezeu, a spus George Mueller. Și a vorbit George Mueller cu soția lui Mary și a spus: draga mea, am vrea să facem un orfelinat, mi-a pus Dumnezeu în inima mea, nu știu să-ți explic din punct de vedere științific ce e în inima mea, dar simt de la Dumnezeu că ar trebui să facem un orfelinat pentru copiii aceștia din Marea Britanie pe care părinții au abandonat. Și știți ce a făcut? Și-a pus George Mueller casa la dispoziție și primii orfani au fost 30. După ceva timp a mai deschis încă 5 alte case de orfani și în total 10.000 de copilași au ajuns în orfelinatele acestea. Și la final spunea el, George Mueller, că eu nu m-am bazat niciodată pe bani, ci tot timpul m-am bazat prin credință pe Dumnezeu. Pentru că acesta este lucru, atunci când te întorci la Iisus Hristos, care te privilegiază pe tine, vei umbla prin credință, nu prin dovezi. Eu am venit astăzi aici cu echipa aceasta nu pentru că ne-a spus nouă cineva să venim, că se va întâmpla ceva aici. Noi n-am venit aici pentru că am știut cu certitudine că cineva va auzi cuvântul lui Dumnezeu și se va întoarce la el. Ci ne-am venit prin credință, știind că vestind cuvântul lui Dumnezeu, cineva va auzi mesajul acesta și va vrea să se lase transformat de el. Vreau să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră credeți că veți ajunge acasă când plecați de aici? Mâna sus. Ascultați-mă, tu n-ai nicio certitudine că pleci de aici și ajungi acasă. Tu crezi că ajungi acasă. Tu îți bazezi convingerile tale pe credințe. Eu cred că voi pleca acasă pentru că experiențele din trecut mi-au arătat că eu am ajuns. Dar ascultați-mă, în fiecare zi mor 400.000 de oameni într-o zi. 400.000 de oameni. Șansele să ni se întâmple ceva sunt mari. De aceea noi ne fundamentăm totul pe credință și nu pe dovezi. Al doilea privilegiu pe care îl văd eu că l-au oamenii care își predau viața în mâna lui Iisus este că oamenii ăștia trăiesc prin har, nu prin fapte. Religia cere schimbare pentru a oferi acceptare. Religia îți va spune: îmbracă-te așa și te acceptăm în biserică. Religia îți va spune: dă jos tatuajele și ești acceptat. Religia îți va spune: nu mai minți, nu mai fura și ești acceptat. Dumnezeu oferă acceptare care produce schimbare. Dumnezeu zice: te iubesc așa cum ești, vino la mine și dacă trebuie să schimbi ceva, schimb eu. Vino la mine cu dependența ta, vino la mine cu păcatul tău, vino la mine cu pornografia și cu lucrurile acestea care te fac să disperi. Și eu te accept și te schimb eu. Asta face Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel în Efeseni 2:8 spunea el că noi suntem mântuiți prin har, nu prin fapte. Ascultați-mă, să nu cumva vreodată să credeți că faptele noastre bune ne vor duce pe noi în împărăția lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Un păcat pe care l-am făcut fiecare dintre noi înseamnă încălcarea a toată legea.
Vă dau un exemplu. Dacă vreunul dintre voi furați și ajungeți în fața judecătorului, ai încălcat toată legea. Tu nu o să-i spui, domn judecător, dar din cele 725 de legi ale statului român, eu am încălcat numai una. Ce o să zici că judecătorul? Așa e, așa, ești liber. Nu! Judecătorul o să spun, ai încălcat legea? Ai încălcat toată legea printr-o singură poruncă. Spune Sfânta Scriptură, dacă am păcătuit, pedeapsa păcatului este moartea. Dar ascultați-mă, prin Iisus Hristos, El a plătit pentru păcatele tale. Ascultați-mă, păcatele nu se iartă, oameni buni, e o minciună. Păcatele se plătesc, pentru păcatele noastre a plătit Iisus Hristos cu Sfântul Lui sânge pe cruce și a spus, am plătit eu, Tată, pentru păcatele lor. Dar Biblia spune că tu trebuie să crezi lucrul ăsta și să accepți oferta Lui de plată. De aceea eu te încurajez să umbli prin har. Și har înseamnă, știți ce înseamnă harul? Vă dau exemplul lui John Newton. Ați auzit de John Newton? O trăit împreună cu Isaac Newton, dar n-aveau nicio treabă. Unul cu celălalt nu erau neamuri. John Newton, în anul 1772, el era marinar și era vânzător de sclavi. Știți cum era sclavia, da? Se vândeau sclavi. Omul ăsta a făcut foarte, foarte mult rău, John Newton, veți citi în istorie. Dar într-o zi, ascultați-mă, fiind marinar, aproape să naufrageze cu vasul lui. Zice John Newton, pentru prima dată în viața mea m-am rugat și am spus, Doamne, nu vreau să mor, te rog salvează-mă. Și Dumnezeu l-a salvat atunci pe John Newton și corabia în care era el nu s-a scufundat. Dar atunci spune John Newton că s-a pocăit, s-a întors la Iisus Hristos din toată inima lui, a renunțat la sclavie și a scos cea mai tare piesă care există până și în ziua de astăzi, se numește Amazing Grace. Știați că Amazing Grace a fost scris de John Newton, de un bandit care vindea sclav și care era marinar și era un pirat nenorocit? Pentru că spunea, numai harul. Și știți cum spune Amazing Grace? Cântarea în limba română zice, mărețul har. Cred că o cântat-o Erligia, zice așa. Mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Amazing Grace, mărețul har, zice el, eram un nenorocit pirat pe vas, vindeam sclavi ca să-mi fac bani, dar într-o zi m-am întâlnit cu Iisus și Iisus mi-a spus, harul meu te mântuiește, mă, nenorocit. Pentru că, ascultați-mă, indiferent în ce păcat te afli și ce lucruri grețoase și scârboase am făcut cu toții, că toate sunt grețoase înainte lui Dumnezeu, și să furi grețos, să minți grețos, să înjuri grețos, da, păi alte păcate care vor să vină din Occident și nu vă dau nume. Pentru fiecare păcat din acesta, Dumnezeu oferă har și te cheamă să vii și să renunți la păcatele tale pentru că El îți oferă ție har. Al treilea privilegiu pe care îl primește cineva când se întoarce la Dumnezeu din toată inima lui este că este condus de Duhul Sfânt, nu de sinele său. Mă auziți? Condus de Duhul Sfânt, nu de sinele său. V-am spus că eu sunt psiholog și în psihologie, sinele este sistemul care ne guvernează viața și care este centrul ființei noastre, da? Sinele acesta. Fără Dumnezeu, omul va încerca să-și desăvârșească sinele ăsta prin păcat, prin ceea ce spuneau grecii, prin hedonism, prin plăceri de o clipă, prin cunoaștere. Dar ascultați-mă, Iisus Hristos niciodată n-a desconsiderat sinele nostru. Niciodată n-a venit să spună, bă, sinele vostru înseamnă zero. Ci Iisus Hristos i-a oferit o valoare mult mai mare în momentul în care a subordonat sinele nostru propriei lui ființe. Dumnezeu nu vrea să desconsidere tot ceea ce ești tu ca ființă, ci vrea să subordoneze sinele tău propriei lui ființă și astfel îi dă o valoare mult mai mare. Spunea Iisus Hristos în Matei 16:24, dacă voiește cineva să vină după mine, auziți, nu ești obligat să mergi după Dumnezeu, nu ești obligat să mergi după Iisus, nici măcar nu te naști mergând după Iisus, ci este facultativ. Dacă voiește cineva să meargă după mine, spunea Iisus, să se lepede de sine, să-și ia crucea lui în fiecare zi și să mă urmeze.
Pentru cei care, cărora vă place filozofia și citiți, și vă încurajez, dragi tineri, să citiți, ați prins o carte, o citiți-o. Sfântul Augustin, care nu este teolog, ci în primul rând este filozof, da? În anul, el a trăit între anul 354 și 430, filozof, teolog. Omul ăsta, Sfântul Augustin, în tinerețe a fost concentrat pe plăcere și pe căutarea adevărului în filozofia neoplatoniciană. Ascultați-mă, în secolul 3-4, încă Platon avea o oarecare autoritate prin scrierile lui în ceea ce privește trăirea vieții și căutarea adevărului. Și spune Sfântul Augustin că atâta de mult a căutat să-și înalțe sinele, până când într-o zi s-a întâlnit cu Iisus Hristos și la final spunea el, vă citez exact din cartea Confesiuni a Sfântului Augustin. Pentru ce ați citit Sfânt Augustin? Confesiuni? O găsiți la Humanitas, o carte foarte importantă, trebuie să o aveți în bibliotecă. Orice mare filozof și istoric român are cartea asta în bibliotecă. El zice așa, Tu ne-ai făcut pentru Tine, Doamne, și inima noastră este neliniștită până nu se odihnește în Tine. Vedeți? Pe pământul ăsta putem fi conduși de două lucruri. Fie suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, care are un sens mult mai bun pentru noi. Eu vreau să mă adresez tinerilor și oamenilor care trec astăzi pe aici prin parc, să le spun clar că fără Dumnezeu, spunea Petre Țuțea, suntem niște bieți. Fără Dumnezeu, omul este un biet animal rațional care vine de nicăieri și care se îndreaptă spre nicăieri. Fără Dumnezeu avem doar o iluzie a controlului și a sensului. Credem că știm unde mergem, dar ne pierdem. În momentul în care venim la Iisus Hristos, spune Biblia, Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în noi și El este un fel de GPS sau de Waze. Un fel de Google care îți spune clar, du-te stânga, du-te dreapta. Când vine Duhul Sfânt în tine, înțelegi să nu-ți mai bați nevasta. Când vine Duhul Sfânt în tine, înțelegi că să consumi alcool în exces e păcat. Când vine Duhul Sfânt peste tine, înțelegi că să te droghezi e păcat. Când vine Duhul Sfânt peste tine, că să-ți înșeli nevasta, știi că e greșit. Să te cerți cu soțul și cu soția, știi că e greșit. Dar până nu vine Duhul Sfânt peste tine, n-ai de unde să știi lucrurile astea, pentru că ești condus de firea pământească sau de sinele tău. N-ați observat generația asta, mie, eu, în centru, mie, eu. Spunea un profesor de-a meu de la Facultatea de Psihologie, fostul ministru al învățământului, Mircea Miclea, el spunea așa, că în anul 1600, în dicționarul britanic, sinele egal anticrist. În 1600, sinele în dicționarul britanic era egal anticrist. După 400 de ani, sinele e cea mai înaltă formă de dezvoltare umană, cel mai înalt loc de dezvoltare. Ce s-a întâmplat în 400 de ani? L-am scos pe Dumnezeu din centrul vieții, din centrul țării, din centrul Europei, din centrul Occidentului și ne-am pus sinele și am spus, fii tu Dumnezeu tău. Dar așa arată Dumnezeu, chel și cu barbă ca mine, imperfect, care face glume proaste, care jignește uneori, care păcătuiește. Ăsta e Dumnezeu. Nu vă uitați niciodată la un om să vă călăuzească un om, că omul e limitat. Ce vrem să vă spunem în seara asta e că dacă vii la Iisus Hristos din toată inima ta, Duhul Lui va locui în tine și îți va spune, du-te în stânga, du-te în dreapta. Ieri am avut o fată aici, Andreea Creț, o cheamă, o găsiți pe internet, de la Piatra Neamț, taică s-a murit, maică s-a acasă cu încă 5 frați de ei din ăia micuți, uite atâta locuiesc într-un loc pe 4x2, 4x2, 8, în 8 metri pătrați. Și un înger a venit la ea, fizic l-a văzut și a spus, du-te la Cluj, pentru că se ruga. Când vii la Iisus Hristos, ai un sens în viața asta, dar nu numai în viața asta, și în cealaltă. Nu știu pe nimeni să fi murit cu fruntea sus, să spună, sunt ateu, abia aștept să mor. Toți au făcut pe ei, uite așa. Pentru că știi că te întâlnești cu Dumnezeu la finalul zilelor tale. Și ultimul lucru, ultimul privilegiu pe care l-ai, când te întorci la Iisus, care a murit pentru păcatele mele, când te întorci la Iisus, care pe cruce a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și în ultimele lui secunde de viață a spus, Tată, iartă-i. Ultimul privilegiu este că cetățenia ta este în ceruri, nu doar pe pământ. Cetățenia ta este în ceruri. Unii oameni nu-i așa că se bucură și zic, bă, îți fericit, ce ai puțin, mă? Zice, am luat viza spre America. Hai, mă. Am luat green card-ul. Hai, mă. Ascultă-mă. Iisus ne motivează să căutăm o altfel de emoție, care e superioară emoției astea. Știi când apare emoția asta? Atunci când înțelegi că numele tău este scris în cartea vieții.
cei 12 apostoli. Imaginați-vă 12 apostoli, 18, 19, 20, 25 de ani. Petru, Matei, Bartolomeu, tineri, așa ca mine. Adolescenți ca tine, Sergiu. Erau tineri. S-au întors la Iisus și Iisus zice, bă, vreau să vă fac 12 apostoli. Fii atent, vă dau putere să scoateți demoni, să vindecați oameni. Plecați. Au plecat, au scos demoni, au vindecat oameni, s-au întors. Zice Iisus, nu, cum a fost? Și ăștia fericiți. Dracii ne sunt supuși! Dracii ne sunt supuși! Iisus zice, bă, stop. Chill. Cum adică dracii vă sunt supuși? De-aia vă bucurați, da! Dar zice Iisus, ascultați-mă. Nu vă bucurați că dracii vă sunt supuși, ci bucurați-vă că numele voastre sunt sus, scrise sus în ceruri. Ai observat? Nu vă bucurați că sunteți români, deși e fain să fii român, a? Nu e fain să fii român? Cum să nu fie să fain să fii român, man? Trebuie să fiți mândri că sunteți român, nu trebuie să fie rușine. Dar e mai fain să știi că ești cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Amen? Eu mai tare mă bucur când mă duc seara în rugăciune, prezența lui Dumnezeu coboară în odăița mea, că așa a spus Iisus, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, nu du-te pe muntele nu știu care. Tu intră în odăița ta și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti fiecare rugăciune. Și când intri în odăița ta, Iisus era deja acolo și îți spune, te așteptam în rugăciune. Și tu te duci în genunchi și spui, tată! Și El vorbește cu tine și spune, fiule. Și atunci îți dai seama că ai un tată perfect. Vă încurajez, dragilor, vi le recitesc aceste patru privilegii pe care le ai când te întorci la Dumnezeu din păcat, când te întorci la Dumnezeu din rătăcire. Primul privilegiu, am spus că este umbli prin credință, nu prin dovezi. Al doilea privilegiu, trăiești prin har, nu prin fapte. Al treilea, ești condus de Duhul Sfânt, nu de sinele tău. Iar al patrulea, cetățenia ta este în ceruri. Acum, dacă ați ascultat mesajul ăsta, vreau să mă rog doar pentru aceia care au nevoie de rugăciune și vor sincer să ridice o mână sus să spună, da, mie mi-a vorbit mesajul acesta. Dacă ești aici și ți-a vorbit mesajul acesta și simți așa că e pentru tine și că trebuie să te hotărăști să-L urmezi pe Dumnezeu ca să primești privilegiile, ridic o mână sus acolo unde ești, eu vreau doar să spun o binecuvântare de aici. O mână sus dacă ți-a vorbit acolo și pentru dumneavoastră, și pentru dumneavoastră. Și pentru tine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pentru voi, băieții de acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea putere să-L urmați pe El. O să aveți privilegiile astea și știți ce? Îs mult mai multe. Eu v-am spus numai patru, că timpul e scurt. Dar citind Sfânta Scriptură, și vreau să vă spun că noi avem Biblie. Am Biblie aici. Dacă nu aveți, cine n-are Biblie, vreau să vă dau Biblie cadou, acum. În Biblia aia găsești mii de astfel de privilegii. N-aveți Biblie? Să veniți aici să vă dau o Biblie în timp ce băieții cântă. Da, toți cei care vreți Biblie mă căutați pe mine aici. Dar acolo unde ești, pleacă capul, vreau să mă rog pentru tine. Da, pleacă capul și spui, tată, mă rog pentru oamenii aceștia care au ascultat cuvântul tău. Și cuvântul tău înseamnă viață și cuvântul tău înseamnă privilegiu pentru noi. Mă rog să le vorbești într-un mod personal. Dacă au probleme în familie, tată, nu se mai împacă soț cu soție. Dacă au probleme în casă, tată, dacă au neliniști în suflet, dacă au tulburări emoționale sau tulburări psihice, tată, o, cum știi tu să vindeci, o, cum știi tu să vindeci, nu vindecă nimeni, de aceea mă rog să le vorbești, să-i vindeci și mă rog de acum înainte să umble cu tine. Te rog, tată, te rog, ia-i de mânuță ca un tată, așa, poate ei nu au avut părinți sau nu au avut un tată aproape, dar tu iei de mână și duci tu pe calea ta. În numele lui Iisus Hristos m-a rugat, tată. Îți mulțumesc. Doamne, vin și-n genunchez, ție îți mărturisesc, fără tine nu aș putea. Doar Tu ești odihna mea. Doamne, vin și-n genunchez, ție îți mărturisesc, fără tine nu aș putea. Doar Tu ești odina mea.
stăpânirea mea și a mea apărare. Acolo unde-i mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în mine, asta e, prin harul lui sfințenie. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și-a mea apărare. Eu de un gest anume și doar poți să închizi ochii și să spui: Doamne, am nevoie de Tine în viața mea. Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie să aduci trezire peste inima mea, peste familia mea, peste casa mea. Am nevoie, Doamne, să aduci trezire în viața mea. Vreau să mai cântăm o dată refrenul ăsta și să-l cântăm toată inima noastră. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare. Împărat, care prin moartea lui m-a răscumpărat.
acasă să merită. Nu te las cu tare de pe mine. El mă umple azi de bucurie. Dacă vrei și tu, frate, bucurii în viața ta, cântă cu mine și spune așa. Trezirea duce Domnul azi în mine. Trezirea duce Domnul azi în tine. Trezirea duce astăzi peste tot. Când mine a pus Iisus Hristos un foc. Thank you.
dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da, zi. Dragilor, nu e în programa asta. Vali a scris o piesă foarte tare, o găsiți pe YouTube, e foarte tare și Vali, dacă ne zici câteva cuvinte, poate cum a apărut piesa asta, mi se pare una dintre cele mai tari piese ale anului 2023-2024, sincer, pentru că e o piesă intimă care te duce în prezența Dumnezeu. E ok dacă ne zici câteva cuvinte, se poate? În urmă cu 3 ani de zile m-am mutat în Baia Mare. Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie să mă mut în nordul României. Eu sunt țigan din Călăraș. Da. Să nu existe dubii, da? Am vrut să mă asigur, atât tot. Da, sunt din neam de Lăutari eu. Da, deci eu am crescut acolo cu manele, cu din astea. Deci nu așa. Când frații de acolo au văzut că eu cânt la chitară, mi-a zis, bă, tu ce faci cu instrumentul ăsta? Pleacă-mă de aici. Că nu-i bine, știi? În fine. Dumnezeu mi-a dat lângă mine, pentru creșterea mea, pentru educația mea, mi-a dat niște misionari, o familie de misionari americani. Da? Am învățat să vorbesc engleză. Eu am dat 8 clase terminate. Asta povesteam cu Alex înainte. Din nefericire pentru mine, da, așa este. O să mă înscriu la liceu, apropo, vara asta. Acum mă înscriu la liceu, da? Deci nu e nimic grav. Dumnezeu mi-a dat onoarea și m-a binecuvântat cu frații lângă mine. Slujesc în Baia Mare de 3 ani de zile. M-am mutat acolo împreună cu eu, cu familia Emi, de la Bas, cu familia, a venit de la București. Ne știam cu Denis, care este cu noi aici, ne știam deja cu Denis. Ne știam că mai mergeam pe acolo și cu Marcus de la Sunet. Și Dumnezeu ne-a dus în Biserica Philadelphia, unde acolo este viziune pentru închinare pentru națiune, da? Și ideea asta în care biserica se investește foarte mult în a scrie muzică. În a scrie muzică, a aduce cântece noi pentru națiune, da? Și, na, vă dați seama, am ajuns acolo pe un teren, un teren dedicat la o asemenea lucrare. Numai bine m-am potrivit și eu în viziunea bisericii și împreună cu frații de acolo am scris cântecele, cum am cântat și Ridicați-vă porți, împreună cu ei am scris și Du-mă mai aproape. Du-mă mai aproape este o experiență care am avut-o foarte personală cu Domnul. Într-o noapte la 3 dimineața am visat cântecul ăsta. Mergeam pe o pajiște verde, ceva de genul, și în timp ce mergeam, auzeam așa de la îndepărtare cum se cânta. Și se cânta cântecul ăsta. Era: Du-mă mai aproape în prezența ta, Du-mă mai aproape de inima ta, lângă tine, Tată, vreau să fiu mereu tot ce este în mine. Și mulțimea asta era îngeri amestecați cu oameni acolo, cântau cântecul ăsta și de 2 sau de 3 ori am avut același vis cu diferite 3 cântece. Deci vreo trei idei de cântece, așa le-am scris, doar am preluat de acolo refrenul și da, deci nu-i meritul meu neapărat, ci efectiv Dumnezeu își folosește oamenii lui, da? Își folosește oamenii care sunt la vremea potrivită, în locul potrivit. Și apoi m-am dus cu ideea asta de cântec, m-am văzut cu păstorul nostru de închinare, Adi Pop, și el a venit cu ideea, hai să, cum ar fi pe strofă, inima spune din partea ta, versul ăsta, știi, din Biblie? Și apoi am lucrat amândoi, am tot lucrat pe partea asta, și efectiv când scriam la cântec, vedeam cum Duhul Sfânt ne cercetează și ne schimbă nouă inima și ne apropie de Domnul. Și cântecul este așa: inima spune din partea ta, caută fața mea, cu toată ființa mea te caut, să privesc frumusețea ta, transformată de iubirea ta, cu toată ființa mea te caut. Inima spune din partea ta, caută fața mea, cu toată ființa mea te caut. Oh, să privesc frumusețea ta,
transformat de iubirea ta. Cu toată ființa mea te caut. Du-mă mai aproape în prezența ta. Du-mă mai aproape de inima ta. Lângă tine, Tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al tău. Du-mă mai aproape în prezența ta. Du-mă mai aproape de inima ta. Lângă tine, Tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al tău. Învață-mă calea ta, condu-mă pe cărarea ta. Cu toată ființa mea te caut. Umple-mă cu Duhul tău, să fiu reaprins din nou. Cu toată ființa mea te caut. Du-mă mai aproape în prezența ta. Du-mă mai aproape de inima ta. Lângă tine, Tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al tău. Du-mă mai aproape în prezența ta. Du-mă mai aproape de inima ta. Lângă tine, Tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al tău. Sunt al tău. Sunt doar al tău. Sunt al tău. Oh,
tată, vreau să fiu mereu. Tot ce este în mine strigă, sunt al tău. Da, Iisus, mulțumim că ne aduci mai aproape de inima ta și mulțumim că tu lucrezi în inimile noastre. Rugăm, fii cu noi în continuare, vom merge la casele noastre, Doamne, călăuzește-ne în totul, căci din tine, prin tine și pentru tine sunt toate lucrurile, Doamne, de acum și până în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Da, mulțumim, Vali Trancă, Emi și Denis. Păi ei găsiți și pe internet, ei sunt umăr la umăr, puteți să-i găsiți pe YouTube și urmăriți-le, nu știu, pagina de Facebook, Instagram, YouTube, OLX, nu știu dacă așa OLX. Dragilor, noi am fost Vox for Generations, tot ce am vrut să vă spunem despre dragostea unui Dumnezeu. Poate, bă, vă întrebați așa, dar ce te cântă ăștia de tată, mă? Ce traume ale abandonului au ăștia pe aici? Nu, ascultați-mă, toți suntem niște orfani dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Și spune acolo Biblia că El ne-a dat un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Ascultă-mă, tu doar de Dumnezeu ai nevoie. N-ai nevoie de psihoterapia mea, n-ai nevoie de terapia cu nu știu care, că și așa vă înșală și s-o grămadă de terapii cu tot felul de avioane și vrăjeli. Duceți-vă la Dumnezeu, asta am vrut să vă zicem. Noi mai avem astfel de evenimente. Mai avem, mâine avem unul la cinematograful Florin Piersic la ora 5 după masa, deci mâine la 5 după masa. Și mai avem în 3 parcuri din Cluj-Napoca, vi le citesc acum datele, avem așa, în parcul Grigorescu, chiar acolo pe unde s-a renovat parcul acela, în 26 iulie la ora 18. Apoi avem în 16 august în Parcul Feroviarilor și apoi avem în 30 august în Parcul Zorilor, parcurile cele noi. Doar atât am vrut să știți că sunteți minunați, sunteți creația lui Dumnezeu și El vă așteaptă să vă întoarceți cu inima spre inima Lui de Tată și toate lucrurile se vor rezolva. Vă mulțumim, mulțumim cu toată echipei, Vali Trancă, hai să ne aplaudăm încă o dată și băieții au cântat minunat și la tobe, și la chitară bas, și la chitară acustică. Ne vedem data viitoare, dragilor. Și am uitat, băiatul ăsta frumos, Marcos, care seamănă cu Iisus, uitați-vă, aplaudați-l, o mixat atât de frumos, e minunat. Vă iubim, dragilor.